În episodul anterior din Transformers Prime. Nu, nu te mișca, nu vorbi. Stai pe torație minimă. O nouă putere va domina lumea. Orice altă tentativă de atac asupra mea va fi întâmpinată cu și mai mare rezistență. Miko, fără mobil, știi regulile. Un mesaj nu poate fi așa de grav, nu? Eu înțeleg că Optimus ne-a trimis pe toți în direcții diferite ca să le fie decepticonilor mai greu să ne găsească. Dar dacă nu știm în care încotro au plecat, cum o să-i găsim? Tu nu vei spune locația compatrioților tăi, orice s-ar întâmpla sau oricât ar dura. Adună o echipă și debarcați pe Cybertron imediat. El trăiește. Shockwave. Stăpâne Megatron. Shockwave! Ce răsturnare neașteptată! Am crezut că ai sfârșit pe Cybertron. Da, noi toți am crezut la fel. Anunțarea decesului meu a fost foarte prematură. Doi autoboți s-au infiltrat în sediul meu de pe Cybertron și au sabotat Space Bridge. I-am urmărit, dar nu am anticipat cu precizie. M-am trezit în moloz, orbit. Mi-a devenit limpede că fusesem izolat pe planeta noastră moartă, fără niciun mijloc de comunicație. În timp, mi-am reparat rănile și mi-am reluat experimentele. Singurătatea mi-a permis să fac progrese colosale în cercetările mele. Până când, într-o zi, instrumentele au detectat o sursă uriașă de energie neidentificabilă. Am plecat să investighez originea sursei la marginea mării de rugină, unde am întâlnit echipa ta de salvare și rămășițele fumegânde ale lacătului Omega. Dar nu era o echipa de căutare pe care o așteptam atunci de mult. Lăsându-mă fără răspuns la o întrebare. De ce am fost lăsat acolo? Abandonat? De ce? Transformers Prime, vânătorii de fiare. Împrăștiați. Explozia! S-a prăbușit camera nucleului. Ultimul lucru la care am fost martori, ai fost tu care intrai în portalul Space Bridge. Nimeni nu te-a mai văzut. Găsesc răspunsul tău ca fiind logic. Vei fi bucuros să afli că ți-am răzbunat aparentul deces, exterminând personal autobotul Cliffjumper. Ce zici? Ai grijă, Starscream. Poate te trezești cu un zburător în picaj bătându-te pe spate. Ca prim locotenent al lui Megatron, dă-mi voie să-ți urez un bun venit din nou în echipa câștigătoare. Și dă-mi voie să clarific noua ierarhie în conducere. În timp ce Starscream își va păstra autoritatea asupra operațiunilor militare, Shockwave va fi primul meu locotenent responsabil de toate demersurile științifice. Deci, tu vrei să spui că amândoi îți vom raporta la direcție? Afirmativ. Oh, perfect, logic, stăpâne. Hei, ți-e foame? E un oraș în față. Mai bine nu, nu prea mai am bani. Măcar nu trebuie să cumperi benzină. Trag oricum pe dreapta. Trebuie să-mi întind picioarele. Ah, da. Arsi, echipa Prime s-a împrăștiat ca praful de vânt. Din câte știm, tu și cu mine am putea fi singuri în viață.
Nu cred asta, Jack. Și știu că nici tu nu crezi. Poate nu. Dar Decepticonii sunt de 100 de ori mai mulți decât noi. Nu mai stă alți autoboți care să ne ajute? Războiul de pe Cybertron a cauzat pierderi mari. Dar unii au reușit să se salveze pe arcă. Și ei unde sunt? Împrăștiați ca praful în vânt. Hai să ne concentrăm cum să ne întoarcem în Jasper și să încercăm să refacem echipa Prime. Nimic, Bi. Aceleași măști vechi de cauciuc și grafică proastă. Dar site-urile conspiraționale ar putea fi singura noastră șansă de... Wow! Am găsit ceva! E Ratchet! Lingușeala lui Shockwave e atât de evidentă. Respectul lui Megatron se câștigă prin fapte, nu prin cuvinte. Inutil, inutil, inutil! Milioane de camere în mâinile oamenilor ăstora mizerabili. Una din ele trebuie să fie prins măcar un autobot. Măi, 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 ce avem noi aici? Stăpâne Megatron, am găsit ceva extrem de interesant. Poza asta a fost făcută ieri, în cimitirul de fiare vechi de lângă parcul Woodland. O să-l dai pe Ratchet și îl înlocuiesc cu... un autobot. Stai, ce? Era aici. Unul din voi sigur l-a văzut. Starscream, ar fi bine dacă ai urma indicațiile lui Soundwave din când în când și ai ține restul pentru tine. Jurământul tăcerii, ce fofilare. Stăpâne Megatron, cu siguranță prizonierul nostru autobot e o sursă mai bună de informație decât rețeaua. Află de la mine, Shockwave, că l-am terorizat pe Wheeljack Zilenshear. Dacă ar fi știut ceva, sigur ar fi ciripit. Din nou, unii dovedesc că știu mai bine să-și țină gura decât alții. Poate ai fi obținut rezultate mai bune dacă în loc de o bâtă ai folosi un bisturiu. Recomand plasturele cortico-psihic. Nu cred că vine. Nu-ți face griji, Mico. Oricine știe protocolul. Jackie o să apară. Dacă mai mișcă. Fă-mi tot ce-i mai rău, doctore. Sunt un distrugător. Pot să rezist. Crede-mă. Tu, de fapt, nu poți. Plasturele nu a reușit să extragă niciun fel de informații despre autoboți. Înțeleg. Atunci se părea că Wheeljack și-a depășit perioada de întrebuințare. Cu permisiunea ta, stăpâne Megatron, mă voi ocupa eu de eliminarea lui imediată. Trezește-te! E timpul să fii topit! Comandantul Starscream te-a vrut treaz ca să știi exact cine ți-a ordonat execuția! Unde e Screamy? Nu are curaj să o facă chiar el? Sări! Hei, ești un zburător? Bine, o să sar! Așa mă gândeam! Ii-ha! Mersi că mă duci!
asta înseamnă la tine a te ocupa? Will Jack nu e primul prizonier care scapă din grija lui Starscream. De fapt, stăpâne, i-am permis lui Will Jack să evadeze. Ce ai făcut? Fiecare mișcare a Autobotului, fiecare cuvânt va fi monitorizat. Grație unui simplu dispozitiv de urmărire, plus când prizonierul era inconștient, după eșecul plasturelui corticopsihic. Acum, tot ce trebuie să facem e să așteptăm, să privim și să ascultăm, când distrugătorul se va reuni cu ceilalți autoboți. Escadra mea va lovi! Trebuie să fie aici. Ratchet! Ratchet, sunt eu, Raf! Ratchet? Plecați de aici! Îmi întrerupeți scoaterea din funcțiune! Haide, Ratchet, avem nevoie de ajutorul tău! Nu îl putem opri pe Megatron, nu se mai poate! Războiul s-a terminat, iar noi am pierdut! Renunți? Nu se poate să renunțăm! Atunci spunem ce se poate face! Fără comunicații, fără ground bridge, fără o bază de operații sau resurse de orice fel! Bia are dreptate! Știm că Starscream avea acces la un ground bridge pe vremea când acționa singur. Da, da, bineînțeles. A folosit nava Decepticon abandonată. Și ce legătură are asta acum? Ar putea fi plină de echipamente cybertroniene. Și probabil că e abandonată din nou acum că Starscream s-a întors la Decepticon. Păi, resursele n-ar fi de mare folos. Nu fără cineva care să ne conducă. E un început. Atunci va trebui să începeți fără mine. Asta e deja lupta altcuiva. Nu e nimeni altcineva, Ratchet. Suntem numai noi, doar echipa. Te rog. Lăsați-mă să ruginesc în pace. Haide, Bi. M-am întors. Am scotocit fiecare micron pătrat din vechea noastră bază. N-am reușit să găsesc trusa medicală a lui Ratchet. Nimic! Forja lui Solus Prime. A dispărut și ea. Decepticonii au curățat locul. Stai! Dacă ai avea forja, te-ai putea repara singur! Puterea Prime! Optimus, mai rezistă încă puțin. Ciocanul ăla trebuie să fie undeva în fortăreața lui Megatron. Nico, trezește-te! Ce? Vine cineva. Aș recunoaște sunetul ăsta de motor oriunde. Jackie! Pe unde umbli, prietene? La povești cu niște vechi parteneri de dans. Mă bucur să te văd, Puștoaico. Bănuiesc că noi suntem singurii distrugători prin zonă. Și ce mai așteptăm? Hai să distrugem ceva! Care e următoarea mișcare, Jackie? Ne întoarcem la bază? Nu mai există nicio bază. Decepticonii au făcut-o praf. Imbecilul a făcut exact ce voiam. Toți cercetașii pe puntea de zbor. Am localizat inamicul.
atac! Escadra mea! Suntem la coordonate, comandante! Stați grupați! Se apropie de poziția voastră! Ținte fixate! Și bum! Granată! Ne-a păcălit! De unde ai știut că ți-au pus dispozitiv de urmărire? M-am gândit că puneau ei ceva la cale, așa că mi-am băgat puțin nasul pe sub capotă. Ăsta e Jake al meu! Și? Care e următoarea mișcare? Am salvat ceva muniție pe picamă când am plecat. Ziceți că asta face gălăgie mare? Stai să vezi. Nu te mișca, Bi. Și? L-am pornit. Mai încearcă. O să-i dăm de capăt. Nu calibrezi bine transformatorul de energon. Ratchet! Acum dă-te la o parte ca să pot lucra. Ultima dată când situația a fost așa de urâtă, Optimus mi-a strecurat o cheie, ceva de care să ne agățăm speranța. Știu că te simți neputincios, Jack, dar asta nu trebuie să fie povara ta. Wow! Rămâi în spatele meu. Jack, nu cred că vom avea nevoie de cheia aia. Ți-l prezint pe Ultramagnus. Nu doar că n-ai reușit să distrugi autoboții, dar ai mai și permis ca numărul lor să crească. Nu e nimeni în stare să le ia capetele! Dacă îmi permiți, stăpâne Megatron, în timpul exilului meu pe Cybertron, mi-am reluat munca la un proiect de mult stagnat. Unul care, cred eu, ar putea oferi o soluție la actuala noastră problemă. Acidul cybernucleic? Particulele fundamentale ale vieții cybertroniene. Acesta provine de la un specimen pe care l-am excavat de pe planeta noastră și a dat rezultate promițătoare. Autoboții continuă să ne scape. Ce te face să crezi că ne putem permite să așteptăm răspuns? Să fim concepuți în vreun vas, Petri? Ai înțeles greșit. Subiectul a fost complet cultivat. Nu trebuie decât transportat de pe laboratorul meu de pe Cybertron. Atunci neapărat, activați Space Bridge! Let's go.
Îți prezint, stăpâne, supremul vânător de autoboți. Actorii: Ionuț Ionescu, Alexandra Radu, Constantin Lupescu, Anca Iliese, Raluca Botez, Olimpia Mălai, Viorel Ionescu, Vlad Corbeanu, Ionuț Grama, Doru Cătănescu și Adrian Venete. Traducerea: Olimpia Mălai. Regia artistică: Alexandra Radu. Echipa tehnică: Ovidiu Mitrică și Claudiu Bodrug. Versiunea limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film.